Salut, toată lumea, numele este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale, da? Deci asta suntem împreună cu Rafael și eu o să jucăm câteva meciuri. Deoarece am intrat la acest challenge și am făcut 9 win-uri și la 8 win-uri și la 9 la win-uri de legendara asta mișto. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă doriți să postăm cât mai multe episoade de Clash Royale și să recepe seria asta. Și să-mi spuneți care ofertă de pe shop e cea mai bună. Asta, prima ofertă, a doua ofertă, a treia ofertă. De ăștia 3 să-mi spuneți care oferte e mai bună. Cred că asta e cea mai bună, dar e și scumpă, de 3 chesturi. Și dacă strângem măcar 6.000 de like-uri, vom cumpăra oferta asta, vă promit eu și aveți cuvântul meu de onoare. Așa că haideți să vedem, am pușat eu astăzi, am făcut o grămadă de astea. Am stat cred că 3 ore, să fac asta. Dar nu știu cum naiba, am, cum se numește, Battle Pass ăsta sau cum se numește. Și mă lasă să continue, adică am făcut 7 win-uri, am pierdut și după aia am dat continue și am mers. Și mi se pare că îți iau 100 de gemuri după sau ceva de genul. E mult mai mișto așa, sincer, decât să nu-l faci, așa că avem câteva coroane aici, câteva tire-uri. Și hai să vedem ce luăm noi de aici și am jucat meciul. Hai să luăm prima oară asta. Habar n-am ce este asta, nu l-am mai văzut până acum. Sperăm că apucăm legendara, apucăm pe naiba legendară. Hai că nu-mi place frizul, îmi place balonul, sincer, e bun. Și să vedem ce ne mai place pe aici. Ăsta nu ne place. Hai să vedem skip strikes. Și mai avem încă un chest. Hai să vedem aici, hop. Legend Sula. N-a mers, băieți, parola. Spuneți voi în comentarii jos parole. O să lăsăm astea așa, nu le mai dăm niciun strike. Și câte trofee mai avem? Mai avem 6 trofee. Să facem 10 și să mergem la următorul ăla. Hai să lăsăm ăsta pe desfăcutere așa. Și să vedem, băieți. O să jucăm și ranked astăzi. O să le distrăm pe aici. Și cândva o să avansăm cartea asta la nivel 13, la ultimul nivel. Și ne vom folosi de ofertele astea. 100.000 gold, 1200... 100.000 gold. Cât e 100.000 gold? Hai să vedem cât e 100.000 gold. 4.500 de ăștia. 4.500 de ăștia e cam 2 milioane, să zicem. 2 milioane și ne mai dă și 1.000 de gemuri. Ne mai dă încă 500. Bă, e bună oferta. N-ai ce zice, da. Și banii, asta e, asta nu-mi place. Așa că, haide să jucăm, băieți, hai să ne uităm aici, avem un chest, avem un ăsta, un frice și mai avem un giant chest, să jucăm cu Valkyria și cu Hog în deck și mai avem 6 coroane. Băieți, aici țineți-mi pumnii, dacă pierd meciul ăsta se va încheia, am impresia. Dar ar domnul să nu-l pierd, hai să vedem ce alegem, alegem pe asta, că au și surițe. Bă, am văzut că e destul de OP asta și te strică la cap, hai să o iau. Hai să joc cu balonul sau cu hog-ul. Joc cu ăsta. Și jucăm, ne încurcăm. Hai să jucăm cu asta. Bă, habar n-am dacă mă ales bine. Ăștia au 6.000 aici. Așa că, dar ar domnul să fie neghiob. Eu dacă o să dau ăștia, ei o să dea scarmii. Și o să ajungă cu scarmii. Ok, hai să încercăm. Dacă pune și scarmii, ok. Double value acolo pentru mine, pentru că a pus aia și o să mergem cu asta ușor. Hai să dăm aici X. Bine, 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 vine voi acolo, bine voi. Țineți-mi pumnii, băieți, pentru că este meciul decisiv. Scarmi, ce pui aici? Habar n-am ce pune. Mamă, ce-a pus acolo, holy shit, uleanu. Hai să plecăm cu ăștia de aici. Hai să sperăm că n-are zap, n-are zap, are săgețele, are săgețele, dar cam târziu. Pentru el, dar vor da brabețe ăștia și mă vor aduce la 1500, 1400, ok. Cred că trebuie să trimit balonul cu ăsta, numai din spate puțin. Are vrăjitoarea aia, dar n-am putut să opresc, puteam să opresc eu pe aia. Nu știu dacă era mai bună. Habar n-am. Vreau să trimit ăștia cu balonul, pentru că ăsta e tank. E ca un fel de Frank ăsta. Și să așteptăm. Cred că jucăm doar la un tur. Am mai rupt aici, n-am ce să-i fac, băieți. Ok, dar rupem și noi. Gata, cu turnul ăla și pe dreapta dăm puțin damage acolo, o țărică. Așa se zice la mine la țară. Oh, dar mi-a dat damage pe ambele părți. Bă, asta nu e bine. Băieți, asta e ultima mea încercare. Țineți minte ce v-am spus.
Are săgețelele. Dacă că-i dau turnul ăsta, ca să pot să plec pe partea asta. Trebuie să pun shuffle repede care... Brabeță aia. Bă, a rămas ăla să dea. Mamă! Hai, Fisherman! Dă-i cu Sulantur! Dă-i cu Sulantur! A dat, mă, cu Sulantur. Așa, așa, băieți. Și acum plecăm în forță aici, băieți. Morțanie. Mamă, dacă ratez asta. Yes, 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 yes. Ho, ho. Ho, ho. Yes! Noua legendară e a mea, băi! Este a mea, băi! Ok, băieți, efortul meu trebuie aplaudat. Uitați, noua legendară chiar aici. Am luat-o, am reușit. Hai să vedem cât avea asta cu care m-am bătut ultima oară, pentru că mi-au trecut ceva transpirații. Voi să vedeți cât avea. Ia uite-l, mă! N-are nimic, are 3600 asta. Ok. Dar aici jos, uitați-vă și voi cu cine m-a dat. 6100 și l-am bătut. Înseamnă că am talent. Așa că haideți să continuăm. Ne mai trebuie niște coroane aici. Continuăm cu rank-ul. Și spuneți și salut lui Rafael acolo jos. Uite, level 10. Are și el battle pass-ul. Mamă, mă simt mult mai confortabil cu deck-ul meu. Foarte frumos. Dacă vă mai uitați până aici, scrieți 2786. Nu prea am ce să dau aici, sincer, decât cartea asta. Și dacă îmi dă o rachetă, e super value pentru el. Rachetă sau flacără. Hai că ai pus cărța acolo, ai pus dacă e. Pune un tank ceva, o peca, habar n-am. Ok. Bă, da, am dat damage. Hai că-l punem pe ăsta aici, să dea cu aburi. Dă-i și pe mine rost, bă. Drillă. Și aveți. Ok. L-aveam în mână. Oricum m-am bătut cu player de 6000. Deci asta n-ar trebui să fie mare lucru. Uite, aia pusă și cărțile prost. Ăla e full HP. Dacă nu pune ceva aici, o să piardă elixir. Mai dăm o lovitură. Mai salvăm o lovitură. O să-i luăm Hogu în Antornada. Hopa, brabetele la o să dea ceva acolo. Avem și noi hog-ul nostru aici. O să fie preocupat pe dreapta. Una, încă una. Încă una. Păi așa vezi. Încă una. Și mă duc. Ia-te. Ia-te, Rafaele. Ce-i fac? Aha, am înțeles, vrea să strângă de-astea. Păi bă, băiatule, pe asta știai cu am? Asta nu știa cu am, bă. Cred că plânge. Am contra lui supremă tornada. O să pună de nou prostiile alea pe jos, dar o să-i dau zap-ul. Iete, iete. Hop, au mai rămas trei aia. Gata, trei cu două coroane ale miele. N-am rival, băiesc, cu ăștia. Degeaba încearcă el acum. Degeaba încearcă el. Na, na, dacă vrei să ne jucăm, jucăm rapid. Na, și de-astea. Ia de trei coroane cu acum. Dacă ăsta nu mă las să-i dau, uitați-vă și voi, e nebun. Nu mă las să-i dau trei coroane, what? Băi, copile, lasă-mă că am challenge de făcut. Așa vezi. Băi, copile, tu joci cu bătrânul X-Lader aici, care ai cunoscut peste mări și țări. Așa, vezi, trei coroane aici, hop, 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 și trecem la următorul nivel. Avem două chesturi, foarte mișto, unul de la Pez Royale și unul de la
Free Pass Royale, habar n-am ce era. Haide să mai dăm. Îmi pare rău că joc cu deck-ul ăsta, dar e singurul deck-ul care mă pricep foarte bine să joc. Voi a zis că de la 5.000 vin playerii buni. Însă și aici e greu, eu nu jucând. Prostie. Hai cu 3 elixire, cu 3 mâncățași curat, dacă ne omoară ăla. Așa mă, wow, cât i-a luat lui viață. Și la toacă în spate, mamă. Mamă, cât a tocat ăla, băi, prieteni. Ok, pe asta trebuie să o joc inteligent, că s-ar putea să mă bat ăsta. Dacă mă răbate, bravo lui, e foarte bun. Suntem la 4700. Oricum, ajungem la 5000. Aici nu dau nimic, doar unul o să atingă, dacă n-are minerul. Unul o să atingă. Nici ăla n-atinge, perfect. Nu știu dacă are racheta, asta m-ar interesa să știu. Uite-te și tu ce gibilani ăsta. Arahatu. Hai, du-te, frate. Hai, Inferno. Exact cartea care nu-mi place mie cel mai mult. Abar n-am cum să joc pe asta, pentru că de Inferno Tower mi-e frică cel mai mult. Ok, nu o să dau Zablasa să ducă ăla. Dacă pun cu... dacă îi iau prințul, o să pună... Ok. O să pună Inferno Tower, iar dacă... Ok. Bravo. Bă, o luăm așa mai ușor. Habar n-am dacă... Hai să luăm așa pe partea asta, cred că are rachetă sau ceva. O construim un puș mai puternic, așa, mai frumos. Pă dracu. Hai, mă! Nu pot, nici nu pot să-i construiesc, să dau racheta. Hai, mă, copile. Brahat. Bă, n-am ce să-i fac omului. Omul are numai metode de apărare. Mai are și butoiul ăla stupid. Ce aș putea să-i fac, mă? Bă, n-am ce să-i fac. Uitați-vă și voi, băieți, sunt unele meciuri pe care nu le poți câștiga. Pur și simplu, oricât ai încerca, nu poți să le câștigi. Avea Inferno Tower pentru Hog, avea butoiul, avea prințul. Imposibil de câștigat ăsta. Îmi pare rău, băieți, chiar am încercat. Hai să ne uităm. Poate o fi vreun magnific. Deck-ul lui l-a făcut să câștige, uitați. 5200. Eu nu am ajuns acolo niciodată, sunt începător. Măcar am încercat. N-aveam ce să-i fac, sincer. Dacă voi credeți că ăla nu era player bun și că eu aveam ce să-i fac acolo, nu știu ce să zic. Ok. Bă, e bine că a dat una ăla, ok. Frumos. Dacă are flacără, o să ducă. Zap-ul ăsta o să rezolve. Asta o să punem aici așa. Ok, mi-ar mi trebui Hog-ul. Dacă aveam Hog-ul acum, le rupeam dință. Ok. Ok. Nu bune că ne concentrăm acum pentru acest push. Așa, bă, nu Daniel. E prietenul tău. Deci amândoi magicieni. Ok, al prinț. Se pare că ăștia au nebunit cu prinț. Dar măcar nu mai are Inferno Tower. Dacă trec de prinț. Asta o să mă doară. Dați-vă și voi. Bă, ce combo urât are cu rage. Bravo, tata, dacă ai cu rage, ai cu nebunii. Mamă, ăsta are un combo mult mai șmecher decât ăla altul. Ok, eu am o contra, am tornada și am și slow-ul.
Dacă o joc bine, ar trebui să o câștig. Lasă să dea de astea prostii. O să-i dau racheta chiar aici acum. Numai așa. Pune-te, frate. Bă, nu lua tu înainte. Ăla e knight-ul tău. Mamă, iar atac cu toate forțele și nu se poate să mă apăr de balonul lui și de prinț. Dar îi luăm turnul. Tragem aici. Na, n-am ce să-i fac. Trebuia să dau zapul. Dacă nu m-a dus capul, băieți, n-am ce să-i fac aici. Am consumat și cartea aia degeaba. Uitați-vă și voi ce meciuri grele vin, adică nu sunt de aici, de acolo. O să încerc să mă duc pe partea asta. E că vrea să-mi dea 3 coroane, nu sunt sigur. Plecăm aici cu o tonă de cărți. Ce bine apărat. Încă unul pierdut la diță. Ah, băi, ce bine joacă ăștia. N-am ce să le fac. Îmi sparg mintea. N-am, băieți, n-am ce să le fac. Îmi pare rău. Chiar încerc. Unii sunt prea buni, dar mai și pierzi. Așa, hai să vedem. Luăm asta și chestul, nu? Legendară. Pădrie. Asta nu-mi place. Ok, mai jucăm un singur meci. Hai să vedem care a rămas cu mine până la final să scrie 2v2 și va primi o inimioară gratis. Ultimul match. Data asta o să dau tryhard maxim pentru voi. El Pro, ăsta e și Pro. N-am uitat și vă cărți, mi-au venit prima oară. Bravo, tată. Poate are deck la fel ca mine. Bă, să n-aibă rachete, dacă îmi dă rachete. Uite-l, mă. Ce ai, mă? Ce ai, mă, nebunie asta? Ia, mă, hai să mergem și noi. Hai să mergem și noi. E trofee gratis, băi, ești nebun? Wow! Holy shit, ce era acolo! Dăm puțin slow aici. La bărbați, oricum merg încet, merg mai încet acum. Vedem dacă se descurcă ăla. Trebuie să descurce, că l-ajută și turnul. Ca să fac eu un push mult mai mișto. Bă, dacă are racheta, vai, mamă, o să plâng aici. Nu rachetă. Ok, super tare. Așa, o luăm așa, fiți atenți aici. Cât mai mult stăm, până în ultim moment. A, asta mai lipsa de decul tău. A, am dat degeaba, am dat pentru un scheleton. What? Ups. Ok. Ușa spre 3 coroane. Băi, am consumat degeaba elixirul acolo. Una dai! Așa, bravo, bă. Băi, ce m-a speriat ăla. Băi, dar de ce pușează? Că ăsta a dat elixir degeaba acolo. Bă, dar nu poate să-l bată și știu bine asta. Mai plecăm încă o dată pe partea asta aici. Poate-i dau turnul ăla, nu sunt sigur. Eu deja îmi fac aici. Cu ce vine tăticu. Bravo, mă. Nu știu dacă e fost bine că i-am dat turnul. Chiar nu știu asta. Oricum. N-are ce să fac aici. Săgeți degeaba.
Iar nu știu ce să fac aici. Bă, dai mă și tu, mă, bă! Aia rămâne în urmă, mă! Opa! Dai mă-n tur, bă! Nu, da mă-n tur, mă! Termină, mă! Iar pune proscăria aia. A greșit acolo, l-a costat meciul. Bine, mă! Well played! Ok. Foarte frumos. Băieți, ăsta a fost ultimul meci. Dacă ați fost până aici cu mine și cu Rafael, mă pupăm. Merge doar de aici, Zulea. Și am luat și noua legendară, după cum ați văzut-o, este chiar în decul meu aici. Mai avem doar pasta de luat. Unde e, mă, noua legendară? Zăvoșul la față. Unde e, mă? By level, by arena, by rarity. Acum trebuie să fie ultima. Așa. Uite-o, mă. Ne. Foarte frumos. V-am lăsat. La revedere, cii.